Bun găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Durerea de umăr, cauze, simptome, diagnosticare, tratamente. O nouă rubrică la dentist cu dr. Lahu. Calitățile curative ale ienupărului și o mască naturală pentru ten la rubrica de remedii naturiste. Durerea de umăr are mai multe cauze și se poate localiza atât la articulațiile umărului, cât și la nivelul mușchilor, ligamentelor și tendoanelor care îl înconjoară. Este o afecțiune sâcâitoare de durată și în unele situații poate fi simptomul unei boli grave. Prin urmare, indiferent de cauză sau localizare, trebuie diagnosticată și tratată. Explică dr. Dan Valentin Anghelescu, medic ortoped și traumatolog în cadrul clinicii Neolife din București. Durerea de umăr apare de obicei din două motive. Primul motiv e un traumatism, adică o lovitură sau ceva, o ridicare bruscă a unui obiect greu. Al doilea motiv este pentru că apare o uzură. O uzură a articulației din cauza efortului fizic sau a sedentarismului. Cam asta e cauza în mare a unei dureri de umăr, pusă pe două categorii importante. Umărul e o zonă accesibilă, de-aia și în ultima vreme e destul de accesibilă consultații online cu, mă rog, pandemia și cu tot ce s-a... A ieșit și lucruri bune din pandemie. Faptul că, mă rog, se poate fi accesibil foarte ușor. În general, durerea de umăr e în fața umărului și de obicei la ridicarea mâinii deasupra capului. Pe om îl încurcă în momentul în care are o activitate care nu poate să ajungă la un etaj, la un raft de sus, sau nu poate să ridice o greutate deasupra capului, sau nu poate să-și pună haina pe mână sau să-și bage mâna pe mâneca cămășii sau a hainei. Uneori mai sunt patologii care sunt datorate bicepsului brahial, care e un mușchi care merge prin fața omului, un mușchi care îl încordăm atunci când să ridicăm cotul și care are o componentă în interiorul umărului. Și la fel, durerea apare în momentul în care facem mișcări de rotație deasupra capului cu mâna. În zona din față. Uneori, la fel, mișcarea de lateralitate a umărului, adică când încercăm să ridicăm mâna în lateral și la fel, foarte supărător și una dintre, mai ales la femei, de fapt, este mișcarea la spate pentru persoanele care trebuie să-și încheie sutienul sau trebuie să umble la buzunarul de la spate sau să se spele în zona respectivă și atunci observă aceste probleme. De obicei, problemele sunt date de tendinite, adică de niște inflamații ale tendoanelor. Omul nu e sedentar în marea majoritate a cauzelor. Eu le-am spus o cauză particulară la fiecare dintre ele, pentru că sunt multe. Dar în general, așa ca e o lipsă de activitate și apoi o activitate fizică neprevăzută pe care o face repetitiv. Nu știu, trebuie să tundă gazonul după ce nu l-a atuns foarte mult sau trebuie să frece podelele sau trebuie să facă o anumită activitate repetitivă și începe să doară, apare o tendinită și lucrul ăsta poate să ducă la frica omului de a utiliza mâna după această activitate și atunci din ce în ce începe să nu-și mai folosească brațul. Și în final duce la blocajul articulației. De asta e cumva important ar fi să ceară un sfat medical, pentru că marea majoritate a problemelor la umăr sunt lucruri simple, rezolvabile prin gimnastică medicală și sau poate printr-o infiltrație și până să apuce să intre într-un cerc vicios. E foarte important pentru că umărul este o articulație care e de fapt o zonă care e formată dintre articulații, între claviculă și omoplat, între omoplat și
capul humeral și între omoplat și torace. Și atunci cumva se apar ceea ce se numește o dischinezie scapulară, când se blochează o parte, restul articulațiilor din jur încearcă să compenseze. Și atunci apar niște imbalansuri și lucrurile astea merg într-un cerc vicios. Și atunci, dacă le adresăm din timp, reușim să nu ajungem în etapa de blocaj și de durere foarte mare, care poate, până la urmă, să ducă la o intervenție chirurgicală pe termen lung. Deci cam asta e. Sfatul principal ar fi că lucrurile sunt simple, rezolvabile din timp, cu un efort mic, o cheltuială mică, fără să ajungem la momente în care chiar nu mai putem să mai ridicăm mâna deloc sau nu putem să mișcăm brațul absolut deloc. Omul vine destul de târziu la medic din cauza că este teamă, unul la mână și doi la mână, pentru că reușește să-și adapteze viața de zi cu zi, astfel încât să nu-și folosească atât de tare umărul. Problema este că e un cerc vicios. Această durere de umăr, de obicei, după mult timp, dă un blocaj. Adică umărul nu mai poate fi folosit la capacitatea lui maximă și atunci e momentul când vine pacientul. Primul sfat ar fi nu neapărat să vină mai repede, dar cumva să încerce să își mențină mobilitatea umărului mai bună. Odată ce apare blocajul, e foarte dificil de blocat. Apare ceea ce se numește o capsulită retractilă, care e una dintre cele mai frecvente probleme. Este o patologie secundară unei probleme organice, adică unei rupturi sau unei artroze. Și atunci această capsulită, această fibroză, această strângere a capsulei articulare din jurul umărului duce la un blocaj și asta îl supără cel mai tare de obicei pe pacient. Odată instalată capsulita retractilă, destul de dificil să dăm drumul la umăr, va trebui să facă gimnastică medicală destul de mult, să facă niște injecții în umăr, dar este un proces destul de dureros. Adică trebuie să facă multă kinetoterapie și dacă nu funcționează, există cazuri nu funcționează, va trebui făcute alte proceduri, adică ori o mobilizare sub anestezie, adică pacientul i-a dormit și atunci se mobilizează umărul astfel încât să dăm drumul la umăr, sau să facem o operație. Dar în 90% din cazuri, orice patologie a umărului are un tratament conservator. Asta e prima veste bună pentru orice om care are o durere de umăr. Că e traumatic sau că e o durere dată de artroză, 90% din cazuri se tratează conservator, adică fără operații. Cazurile rezervate operației sunt rupturi de tendoane, artroza care nu mai poate fi stăpânită prin metode conservatoare, adică prin gimnastică și injecție, adică prin ungerea articulației, dar, în fine, și în ultima vreme nu e iar un motiv de îngrijorare, pentru că intervențiile chirurgicale, marea lor majoritate la nivelul umerului, sunt de minim invazive, adică sunt operații de amplitudine mică, care se fac cu anestezie generală și care se fac prin tehnici minim invazive artroscopice, adică cu o cameră de filmat în interiorul umărului și care repară aceste probleme apărute într-un mod modern și nedureros, diferit de chirurgia clasică. Durerea de umăr se investigează în principal prin examinare clinică. E cel mai important lucru. Două lucruri sunt foarte importante și de bază în tot ce înseamnă durerea de umăr. Este istoricul pacientului, adică să ne spună exact ce activități face, ce hobby-uri sau ce necesități are în viața de zi cu zi. După care, o examinare clinică, care e a doua parte cea mai importantă în diagnosticul acestei probleme și care se face temeinic. Se începe cu o sumedenie de teste în diverse poziții ale umărului cu pacientul în picioare așezat, îl urmărești cum se mișcă ca să vezi
din față, din profil, e o tehnică de examinare foarte bine etapizată și care trebuie să aibă în vedere toate aceste trei articulații, adică articulația cromioclaviculară, articulația scapulo-humerală și articulația scapulo-toracică. Și trebuie să-ți dai seama că, de fapt, durerea de umăr de unde provine, pentru că sunt multe lucruri care se întâlnesc și atunci trebuie să-ți dai seama care dintre astea, dintre aceste patologii e și de fapt ceea ce îl deranjează. Pentru că următoarea etapă este de făcut o ecografie pe care se face în cabinetul medical de către uneori, de către medicul ortoped sau de medicul imagist specializat în ecografii și care vede, poate vedea în dinamică, adică poți să vezi un anumit mușchi sau o anumită structură în timpul mișcării, vezi cum se mișcă, cum se întinde, cum se lasă, dacă e continuă sau nu pe timpul mișcării. Și în al doua etapă e un RMN, dar nu e, RMN-ul nu este cea mai importantă parte, pentru că umărul este o articulație particulară chiar și pentru investigația imagistică a umărului. Există foarte multe variante în anatomice ale unei structuri și la un RMN pot fi descrise foarte, foarte multe lucruri sau, care poate nu-l deranjează pe pacient. Poate sunt ale lui, așa e el și nu e, dacă în urma examinării clinice și a istoricului nu reușești să suprapui ce găsești pe RMN, există un risc de a face un diagnostic eronat. Informații utile și recomandări privind necesitatea tratării la timp a cariei dentare, într-o nouă rubrică La Dentist cu Dr. Leahu. Bun găsit! Caria dentară este una dintre cele mai răspândite afecțiuni specifice cavității orale și totodată una dintre cele mai neglijate probleme ale danturii. Tratată în stadiu incipient, îl scutește pe om de multe necazuri, atât în ceea ce privește sănătatea orală, cât și cea generală a întregului organism. Din păcate, deseori, pacientul se prezintă la medicul stomatolog abia când nu mai suportă durerea. Cariile dentare au diverse cauze, precum fumatul excesiv, consumul de zaharuri, igiena orală precară, care este cea mai importantă. Igiena orală precară favorizează apariția acizilor în cavitatea bucală, care pot conduce la pierderea de substanță dentară dură și astfel favorizează apariția cariilor dentare. Băuturile carbogazoase și xerostomia. Xerostomia este cantitatea scăzută de flux salivar, cum o mai denumim noi gură uscată. La fel, saliva are un rol important în protecția cavității bucale. Aceasta neutralizează acizii și astfel previne apariția cariei dentare. De cele mai multe ori și gena favorizează apariția cariilor dentare. Poate fi ceva genetic și o carioactivitate mai intensă la unii pacienți. Cariile sunt clasificate conform unor criterii, precum localizarea și stadiul în care sunt diagnosticate. Există mai multe tipuri de carii. Carii de contact, carii ocluzale, pe suprafața pe care noi mestecăm, sau carii interdentare, la punctul de contact între cei doi dinți. Recidiva de carie, în jurul obturațiilor deja existente, sau carii la nivelul rădăcinii, dacă rădăcina a fost expusă din cauza retracțiilor gingivale. Din momentul instalării, caria dentară avansează rapid, de aceea este necesară prezentarea la medicul stomatolog încă de la primul semn. De la momentul apariției cariei, deja vedem niște pete de culoare maro-negru, respirația urât-mirositoare sau un gust neplăcut, dureri dentare, sensibilitate la stimul precum rece, fierbinte, dulce și deja într-un caz mai avansat trebuie să avem grijă pentru că pot favoriza apariția abceselor dentare sau reacții la vârful rădăcinii, reacții apicale cum le denumim noi, iar acestea netratate pot conduce la extracția dintelui. Sunt și marmorații unde de obicei nu intervenim, le monitorizăm la 6 luni la controle regulate, le monitorizăm, dar este important de intervenit și de văzut și pe o radiografie despre ce este vorba și dacă este cazul a se interveni sau nu la momentul respectiv, curățat și tratat. Metodele de tratament sunt stabilite în funcție de stadiul și localizarea cariei. Într-un stadiu incipient,
îndepărtăm țesutul dentar afectat și cavitatea respectivă o umplem cu un material compozit, astfel îi redăm și funcționalitatea și estetica dintelui. Într-un stadiu mai avansat, dacă ne apropiem de camera pulpară sau chiar ajungem la camera pulpară, dintele acela e posibil să aibă nevoie de un tratament de canal și ulterior de un pivot dacă distrucția dintelui este mare și apoi o coroniță ca să îl protejeze. Tratamentul se efectuează chiar și cu anestezie. De cele mai multe ori noi facem anestezie pentru confortul pacientului. Folosim folia de digă care ne ajută să izolăm foarte bine. Asta este principalul factor care trebuie să ajute obturația pe viitor să reziste cât mai mult pe dinte. Cariile dentare pot fi prevenite dacă sunt respectate câteva recomandări de bază ale medicului stomatolog. În primul rând, cariile dentare pot fi prevenite prin igiena orală cât mai corectă și benefică acasă, dimineața și seara periaj. Să nu uităm de dușul bucal și ața dentară, apa de gură, bineînțeles, controle regulate la medicul stomatolog, igienizări și radiografii ca să depistăm eventualele leziuni, chiar și incipiente, și consumul cât mai mic de zahăr. Totul a început cu o mare ambiție și cu o promisiune pe măsură. De a trata fiecare pacient ca cel mai important pacient al nostru. Iar pentru că suntem cea mai extinsă rețea din România, reușim să fim mai aproape de tine. Clinicile Dr. Leahu. Soluții stomatologice de la primul dinte pe tot parcursul vieții. Calitățile curative ale ienupărului și o mască naturală pentru ten. La rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Ienupărul. Despre arbustul tămăduitor, ușor de cultivat și de îngrijit, se spune că poate trata peste 100 de boli. Nu degeaba, înaintașii îl socoteau un panaceu universal. O mască naturală din banane și smântână revigorează tenul și îl protejează în sezonul rece. Calitățile curative ale ienupărului și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre ienupăr, un arbust cu proprietăți tămăduitoare cunoscute încă din vremuri străvechi. Boabele sale albastre, parfumate, deosebit de apreciate în gastronomie, sunt cele care au calitățile curative excepționale. Ca exemplu, uleiul eteric de ienupăr, un lichid gălbui cu miros dulceac, balsamic și ușor camforat, este considerat un leac universal. Boabele arbustului pot fi preparate sub formă de decoct, infuzie, ulei, tinctură, vin, oțet și alifie. Fitoterapeuții folosesc în unele tratamente și ramuri tinere, muguri, frunze, scoarță de ienupăr și cenușă din lemnul arbustului. Printre altele, ienupărul are proprietăți antiseptice, bronhodilatatoare, diuretice, astringente, antispastice și tonice. De asemenea, susține sistemul imunitar și este un bun detoxifiant. Datorită efectelor diuretice și antiseptice, preparatele din boabe de ienupăr sunt recomandate în boli renale și genitale. De asemenea, proprietățile expectorante, bactericide, sudorifice și bronhodilatatoare fac din ienupăr un leac de nădejde în afecțiunile aparatului respirator, chiar și în pneumonii și TBC. În bolile gastrointestinale și hepatice sunt valoroase proprietățile astringente, antispastice și tonice ale fructelor albastre. Fiind hipotensive și depurative, preparatele de ienupăr sunt folosite cu succes și în tratarea hipertensiunii arteriale și în ateroscleroză. Ienupărul are efecte curative în diabet zaharat, obezitate și dereglări hormonale, dar și în tratarea migrenelor, a depresiilor ori a stărilor de anxietate. Totodată, fructele arbustului sunt bune pentru tratarea bolilor reumatismale. Durerile provocate de lumbago, spondiloză, artroză și gută cedează destul de repede după administrarea remediilor.
Atenție! În uz intern se recomandă precauție în stabilirea dozelor și a duratei tratamentului la persoanele care suferă de nefrită acută sau care au blocaj renal. De asemenea, femeile gravide sau cu ciclu menstrual abundent ar fi bine să evite remediile din enupăr din cauza că pot provoca în unele cazuri contracții uterine, usturim și hematurie. Atât despre enupăr. A sosit momentul să ne ocupăm de frumusețea tenului și vă propun astăzi o mască simplă din banane și smântână, bună de aplicat în sezonul rece. Pentru a o prepara, zdrobiți două banane și adăugați două linguri de smântână grasă. Amestecați bine până obțineți o pastă groasă pe care o aplicați pe față, gât și decolteu. Lăsați să acționeze circa 30 de minute, apoi clătiți cu apă călduță. Pielea rămâne curată, hidratată, catifelată și strălucitoare timp îndelungat. Știați că oamenii care fac voluntariat sunt mai mulțumiți de viața lor și implicit mai fericiți? Știați că bananierul nu este un arbore, ci o plantă ierboasă din familia orhideelor? Mulți îl confundă cu un arbore din cauza mărimii și structurii. Știați că rezultatele studiilor arată că există o legătură între coeficientul de inteligență și vise? Astfel, oamenii cu IQ ridicat visează mult mai complex față de cei cu inteligență medie. Atât pentru astăzi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate! Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. O mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe YouTube. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!